Domnule Balint, un eșec, dar a apărut cea mai bună prestație a UTA pe teren propriu. Bună seara! Da, e adevărat, au fost momente în care am etalat un fotbal bun, au fost momente în care am reușit să punem probleme celor de la CFR, echipa campioană în titră. Din păcate ne-a lipsit, nu știu, ultima execuție, ultima pasă și nu am reușit să fructificăm acele slăbiciuni din apărarea CFR-ului. Mă bucur că echipa a demonstrat în multe momente că e capabilă să interpreteze foarte bine ceea ce am pregătit la antrenamente. Durerea cea mare este că pierdem acest meci în urma unei faze fixe. O fază destul de ușor de gestionat, dar deja cred că devine marcă înregistrată pentru CFR. Corner de ac bătut impecabil, apariție Vinicius și 3 puncte în dreptul CFR-ului. Asta este o lecție pentru noi. Trebuie să rămânem și cu părțile pozitive din acest meci, pentru că au fost și nu puține, dar este clar că mai avem mult de muncă și este clar că avem nevoie și, nu știu, poate de mai multă calitate ca să marcăm mai mult, să fim mult mai periculoși în jumătatea adversă. E normal, de asta e nevoie pentru a obține puncte. Lui Adi Petri lipsește un gol în campionat ca să se deblocheze? Probabil, da. Știți cum e, atacanții au nevoie de reușite. Din păcate, nu a reușit să fructifice acea ocazie mare pe care a avut-o în finalul primei reprize. Am sperat să aducem plusul necesar cu Hora, mai ales că Horică a fost decisiv în etapa trecută. Amândoi au avut o prestație în nota echipei, cu momente bune și mai puțin bune. E important ca toată lumea să înțeleagă că pentru a obține puncte în acest final de sezon regular trebuie să ne ridicăm cu toți nivelul, cu toții, și să încercăm să rămânem pe același spirit. Pentru că și astăzi toată lumea și-a dorit. Felicitări băieților pentru acest spirit, dar v-am spus, am avut momente în care, din păcate, am făcut anumite greșeli tehnice. Poate ar fi trebuit să interpretăm mai bine anumite situații în care am reușit să declanșăm contraatacul, dar nu am reușit să-l ducem până la finalizare. După ultimele reprezentații, s-ar putea spune că Damian Isac a devenit un jucător important pentru echipă, dincolo de statutul lui de junior. Toți sunt jucători importanți pentru echipă. Isac e într-o creștere și mă bucură faptul că e într-o creștere, evoluează cu dezvoltare pe un post deloc ușor. Acolo, mijlocaș central, știți și voi, e nevoie de multă responsabilitate, e nevoie de multă calitate, dar iată că Isac, pe lângă faptul că evoluează bine, o face și în mod constant. E al doilea meci în care este la un nivel bun, chiar foarte bun în anumite momente. Dacă la meciul de la Media s-a confruntat cu anumite probleme și a trebuit să-l scot, s-a cerut afară, practic, în meciul acesta l-am schimbat pentru că am dorit să forțăm un pic, să avem mai mulți jucători de profil ofensiv, să încercăm să marcăm golul egalizator, dar una peste alta, Isac e pe un drum bun, cu evoluție, v-am spus, constant bună, și sper să înțeleagă că are nevoie de multă muncă și de multă responsabilitate ca să rămână pe acest drum. Mulțumim! Mulțumesc, seară bună!